Miala, ești cumva încărcată de ce s-a întâmplat ieri și din cauza asta, pentru că știi foarte bine, când ești încărcată de niște lucruri, poate să te afecteze atât de tare încât să ajungi la starea asta. Chestia asta e sau ți-e rău? Ce-ai făcut? S-a de ce plângi? De ce plângi? E clar că are legătură și cu noi, pentru că de dimineață la micul dejun s-a pus la altă masă. Ce bărbatul mai face din astea? Adică noi, dar nu ne dușmănim pe aici, se retrage în colțul lui, noi stăm acolo. Da, este pare. Ok, dar Patrick zice ce nu mi se pare ok atunci când spui că, nu, că cineva te exclude când ești tu cea care te separi, știi? Adică fiecare are nevoie de spațiul lui, asta înțeleg, dar după să nu spună ceva care nu este adevărat. Nu știu pe cine să chem astăzi în camera roșie. Aș vrea să vină, vreau să-l chem în camera roșie. Dar ce camere roșii! Superb!